Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta este un videoclip mai special, deoarece vreau să vă arăt, fraților, în primul rând vreau să vă arăt de unde fac eu rost de toate modurile mele, unde mă joc în Farming Simulator 19 și în Farming Simulator 2022. Sunt pe desktopul meu minunat, care este supraîncărcat. N-am mai schimbat Windows-ul, cred că de vreo 2 ani de zile. Cred că am 3 ani de zile de când nu l-am mai schimbat. Și vreau să vă spun faptul că am o grămadă de chestii pe aici și de care nu prea sunt mândru. Multe dintre ele, sincer, nu prea le mai folosesc, dar le țin aici pentru că mi-e și frică să le șterg. Cine știe, mi-e frică să nu șterg ceva important. Cred că și voi sunteți la fel. Haideți să vă arăt de unde mi-au eu modurile. În primul rând, mergem la Discord. Și mergem pe Discord la domnul Ovidiu80. Dacă vreți să luați Discordul lui, să știți că l-aveți la mine în descriere și îl mai găsiți la canalul lui de YouTube, tot așa, Ovidiu80. În partea asta scrie aici destul de frumos link moduri FS22. Uitați-vă cum stau modurile pe aici. Ele în general nu prea sunt cu poză, dar vă asigur că sunt moduri românești. Hărți românești, uitați-vă aici, disc, remorcă, sunt faine și chiar merită să intrați puțin pe aici, dacă vreți, cam atât are Neovidiu aici pe Discord. Mai multe sunt pe canalul lui Viso, dar și Neovidiu o să le strângă puțin câte puțin o să le strângă. Uitați-vă că pe 1 iunie a pus deja ceva, este un UTB 650. Ia uitați-vă, aici este harta, cred că Racoviță, pe 9 iunie. Iarăși a pus ceva frumos aici. Ba nu, stați așa, aici e pe 6-a întâia. A, nu, e bine, mă gândeam că nu corespund datele, dar corespund destul de bine. Hărți românești, tot ce trebuie, moduri românești, tot ce vreți voi, exact așa cum trebuie. După aceea trecem la Discordul lui Viso, care la fel este la mine în descriere. Și aici găsim la FS19 moduri convertite, nu, FS22 link moduri. Ia uitați-vă voi aici, că s-a mai postat, de când m-am uitat eu ultima dată, s-a mai postat o grămadă. Și avem pe ziua de astăzi, deja s-a postat aici un mod frumos. Ia să vedem, ai o hartă, Holmacra, Forest Edition. Cred că știți harta asta, ați văzut-o pe live-urile lui, se joacă foarte mult Forest. Un TAF. Aveți aici un... ce ăsta? Un buldo-excavator? Sau nu e ăsta buldo-excavator? Excavator, nici nu știu cum îi zice. Grader. E autograder ăsta. Gata, mi-am dat seama. Asta e autograder. Bun, Lumbesca Dolina, harta pusă de Visolandu aici, care e apărută pe King Mod, la fel făcută de Neovidiu. O grămadă pe aici, deci uitați-vă și voi, uitați-vă tractor frumos aici, 445, cred că e asta, TAF-uri, ia uitați-vă, TAF pe aici. Deci, dacă veniți pe Discordul lui Viso, nu o să regretați, uitați-vă numai ce TAF aici, îl dezmembrezi tu, îi faci tu ce vrei. Camionul ăsta tot de Robert. Robert se pare că s-a aprins cu pasiunea pentru moduri și chiar se mișcă destul de bine în ceea ce privește modurile. UTB 651, ia uitați-le aici, frumos, ia uite altul ăsta, 1010 DT, ăsta se poate dezmembra ca lumea, rău de tot. Deci o grămadă de moduri faine de luat, uitați-vă Dacia asta, deci sincer nu puteți să spuneți că băi fraților n-avem de unde să luăm moduri românești, că aveți de unde să luați o grămadă de moduri românești. De altfel vreau să mai intru pe King Mod. De unde mai iau eu unele moduri? Hai să scriem aici King Mod. Și acum la mulți dintre voi o să ziceți, băi, mie nu merge King Mod-ul. Și vă ajut la chestia asta cu faptul că nu vă merge. Uitați-vă, eu sunt intrat pe o pagină de Google Chrome. Voi puteți să o intrați și cu orice altceva. Și uitați-vă aici, sunt ca și invitat. Deci nu am niciun profil. Nu sunt conectat, uitați, scrie conectați-vă. Nu sunt conectat cu niciun cont. Că dacă ești conectat cu numele tău de Andrei, Gheorghe, Mihai și așa mai departe, nu-ți dă voie. Și uitați-vă, intru aici, îmi apare chestia asta respectivă, accept și îmi dă acces la moduri. Dar dacă mă duc pe pagina de Google unde sunt conectat, uitați-vă, sunt conectat cu TrackSwarm, da? Și scriu King Mod, mi-apare pagina
și uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă, așa am stă, efectiv așa am stă, câteva, dar de fapt nu se mai încarcă niciodată. Deci efectiv nu se încarcă, nu știu ce să-i fac. Aici pune un videoclip la încărcat pe YouTube, că am zis că trebuie să mai postăm, într-adevăr, că nu mai știu ce să fac acum, am găsit loc de muncă, sunt bine, sunt ok și am zis că trebuie să mai postez câte ceva. Uitați-vă pe aici, tractoare, uite, buldo excavatoare, bine, ăsta e excavator, motociclete, moduri foarte frumoase pe King Mod. Deci pe King Mod, să vă zic de ce să vă luați de pe King Mod. Modurile astea, ele sunt verificate. Dacă le verifică și le depistează erori, bine, dacă sunt erori galbene, le lasă. Dacă sunt erori cu roșu, nu le lasă absolut deloc și... Ia uitați-vă, mă, ce hartă interesantă. Dacă sunt erorile cu roșu, le dă afară. Asta e harta americană, din câte văd eu. Bun, și aveți aici pagini de moduri, ca să nu mai zic, că puteți să veniți la FS22 aici și văd ce vă interesează. Tractoare, headere, remorci pentru baloți, John Deere, firme și așa mai departe. La FS19 la fel. O grămadă, o grămadă. Uitați-vă, camion aici frumos de la Renault. Manul ăsta care poți să faci roleplay cu el, uitați-vă ce frumos este manul ăsta. Nu, de fapt e maz, scuzați-mă, e maz, nu e man. Dar uitați-vă ce frumos e și câte moduri interesante, sincer mie cam îmi pare rău că se termină cu FS22 și că vine FS25. Dar probabil pe FS25 o să jucăm cu mai multe moduri decât am jucat pe FS22. Ia uitați-vă, mod interesant pentru tânărul mitică. Gândiți-vă că îl puneam pe tânărul mitică să cosească în Germania cu coasa asta. Noi am dat una electrică, i-am arătat că se poate să fim cum trebuie. Hai să vedem ce se află la pagina 4. La pagina 4 avem mașină de poliție, pe aici Renault. Deci sunt o grămadă de BMW cu din astea, cu butoaie de ulei. Cu marca BMW. Deci au apărut moduri foarte, foarte interesante. Moduri care apar zilnic pe King Mod. Uitați-vă, pe 2 iulie. Astea sunt moduri de pe 2 iulie. Noi suntem astăzi în 3. Deci, în 2 zile, în 3 și în 2 iulie, s-au postat 5 pagini de moduri. 5. Vă dați seama? Uitați-vă și voi aici. Aici e de pe 30 iunie, în fine, deci 5 pagini, atâta s-au postat de moduri în 2 zile. Deci gândiți-vă că se fac moduri destul de des. Uitați-vă, Forskit Macara aici, frumos. Pai de capul nostru, sau ce-o fi asta. E exact ce vă trebuie să vă jucați. Dacă vreți, eu o să vă mai prezint moduri, să mă mai joc cu ele cât de cât pe aici pe acolo, să ne mai jucăm. Acum ce caut eu pe YouTube, că nu vreau să caut pe YouTube, eu vreau să caut pe Google. Să vedem un nou mod. Deci ca să, dacă nu știți absolut deloc cum să căutați modurile, scriți așa: FS22 MODS. Atât. Doar atât. A intrat pe prima pagină, ți-au apărut modurile aici. A, uitați-vă. Vedeți că sunt alte moduri decât pe King Mod. Pe 3 iulie, vedeți? Postat mașina de pompieri. Partea asta mașinuță, pe aici, la fel. Motociclete, bine, unele sunt și de pe King Mod. Sau unele n-au fost aprobate pe King Mod și au fost aprobate aici. Ideea este că avem moduri de unde să luăm și românești. Deci românești sunt foarte multe și o să vă arăt eu cum să căutați moduri românești. Ca să căutați moduri românești. Cum era? La remorci. Da, deci dacă vrei să cauți modul românești, pur și simplu te duci la tractoare și aici nu avem cu old, cu din alea, nu, aici pur și simplu trebuie să le cauți în fiecare căsuță din asta, dar vă arăt acum FS19.lt, care uitați-vă și voi aici, că vă arată la FS22, dăm tractor, imediat două secunde, dăm la tractor, nici aici nu ne mai arată. Ba, s-ar putea să arate? Nu ne mai arată. Ca înainte ne dădea tractoare mai moderne, mai vechi, mai așa mai departe. Dar le găsiți prin simplu fapt că schimbați paginile. Uitați-vă aici, un alt site, fs19.lt.
FS19.lt, care este, imediat vă arăt, FS19, ăsta ce este? Iarăși, FS22.com, iarăși aveți moduri interesante. Nu înțeleg de unde atâta grijă și supărare prin comentarii, că nu găsiți și nu știți de unde să luați moduri. Uitați-vă moduri. Dar ideea e că aici sunt 30, 40, 50, 100 de pagini. Tu trebuie să treci prin astea 100 de pagini ca să-ți găsești modurile tale cu care vrei într-adevăr să te joci. Și acum dacă să-mi spui că ești în vacanța de vară și nu ai timp să-ți găsești modurile astea și mai degrabă îi cer lui Trex Farm, care săracul se duce în fiecare zi la muncă și seara când vine mai face și câte un tutorial despre cum să-ți găsești modurile, scuză-mă, dar cred că ar trebui să ți le găsești singur. Că eu vă mai ajut așa, cel puțin un weekend chiar vă ajut pe mulți dintre voi să vă găsiți modurile. Dar n-ar trebui pentru că aveți timp la dispoziție și uitați-vă câte pagini de Google aveți aici. Descrieți FS22 mod sau MODS și toate astea sunt moduri de aici. De la fel dacă scrieți și pentru FS19. Ia uitați-vă cum apar. De la prima pagină, care este FS19.net, care nu s-au mai postat moduri de pe 21 iunie. Totuși s-au mai postat, uitați-vă, pe 21 iunie, modurile, ultimele moduri de pe FS19. Chiar au fost moduri destul de interesante. UTB, Trifhammer, ce e ăsta? UTB. E cumva remorcuța asta faină. Deci uitați-vă câte chestii pentru FS19 dacă vă doriți. Iarăși hartă. În martie 2024, asta e aprilie, da, nu prea se mai postează, într-adevăr. Mașina asta, Tatra asta, o am și eu instalată, da, moduri pe FS19 nu prea mai sunt, dar v-am zis, dacă vreți moduri, uitați-vă, pe FS19.lt, pe 3-7-2024, bine, asta e de 2022, dar eu vreau de 2019... Pe 31-10, aici nu s-au mai postat de mult. Probabil oamenii au mai dat să se mai aprobe, dar nu s-au mai aprobat. Deci, fraților, dacă vreți moduri, le găsiți. Să vă dați cu capul de pereți în caz de nu găsiți. Ce mai era? Lamborghini mod, parcă mai era. Ăștia sunt cu bani, să știți că ăștia pe care vi-i arăt acum, ei sunt cu bani. Lambomod. Ăștia de la Lambomod îți dau voie să descarci, mi se pare, ca anumite moduri, doar că unele sunt cu bani. Ia uitați-vă, aveți aici niște abonamente, 5 euro pe lună, 10 euro, 20 de euro și bine, cred că îți dă mai multe. Acces pe la Discord și așa mai departe, asta ce-s programe, deci dacă lucrați în Blender și așa mai departe și aveți programele voastre și multe, multe alte chestii, ia să vedem ce este în shop. La shop, dar unde sunt modurile, tată, că nu știu unde găseam modurile. Trebuia să fie moduri, modding, astea sunt niște moduri pe aici, eu știu că site-ul ăsta era Lambomod, era de moduri. Dar nu mai știu, trebuie să te autentifici pe el, habar nu am, nu mai știu cum era. În fine, ați înțeles voi cum este treaba, videoclipul este la 69%, eu deja am filmat 14 minute din videoclip, sper că s-a filmat tot, da, exact 14 minute și ce să zic, fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi, noi de cu, uitați-vă aici videoclip vechi de acum un an, a făcut 5,7 vizualizări cu tânărul Mitică, vremuri frumoase, vremuri frumoase, dragilor, cam asta a fost cu episodul, videoclipul de astăzi, sper că ați înțeles ceea ce v-am spus și că puteți să vă faceți rost singur de moduri românești, moduri care trebuie doar puțin căutate. Căutați FS19 UTB-uri, FS19 remorci românești, FS19 orice și încă ceva. Dacă nu le găsiți în limba română, căutați-le, vă rog, și în limba engleză. Scrieți, de exemplu, FS19 mod și scrieți după asta sau înainte de asta scrieți remorcă, dar scrieți în engleză.
Înțelegeți că poate vi le dă. Sau dacă nu le găsiți în paginile de Google, dați la poze. Și ați dat pe poze acolo la Google și odată ce ați dat pe poze o să vă arate pozele și ai apăsat pe poze și te trimite direct pe site. Hai să vă arăt și chestia asta, că și asta e o chestie interesantă. Așa, UTB TB 650 FS22 MODS. Și să zicem că eu aici n-am găsit nimic. Dar mă duc la imagini, la imagini frumos și uitați-vă aici un UTB. Ăsta e UTB-ul lui Viso, că se vede, îl cunosc din prima că e UTB-ul lui Viso. Și am dat pe pagină, direct la UTB-ul m-a dus. Altă poză. Ia uitați-vă, mă duc aici, iarăși altă poză. Ia uitați-vă, fraților, mă trimite direct la UTB-uri. Cum se face treaba asta? Uitați-vă, ăsta e UTB-ul Neauvidiu. Direct la UTB-uri m-a trimis. Deci e foarte simplu. Ia să scrim aici remorcă. Remorcă. Deci e foarte simplu. Remorcă. Foarte simplu să-ți găsești moduri. Uite. Uite, remorcă. De FS22. Știu că cineva îmi zicea că caută remorca asta pentru FS19, dar i-am căutat, o să o dau și nu o găsesc la mine în moduri, că eu o am, dar nu o mai găsesc. Ia uitați-vă aici, uitați-vă aici cât de simplu, alt site de moduri. Ia uite, remorcă românească, uitați-vă și voi cum arată. Și ziceți voi că nu găsiți moduri. Cum, fraților, nu găsiți dacă nu le căutați? Dacă nu le căutați, uitați-vă, aici mă trimite la Barbă Neagră pe YouTube direct să mă uit. Dar uitați-vă altceva, altă remorcă românească. Aveți, deci nu puteți să vă plângeți că nu aveți. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare la un nou tutorial, un nou videoclip, cine știe ce o să mai fie. Până data viitoare, eu nu vă urez decât numai baftă!